Concursul de matematică Dan Barbilian a fost conceput de către profesorul Sorin Simion în anul 1986 ca o competiție între trei orașe, Pitești, Câmpul Lung și Curtea de Argeș. Apoi acestor trei orașe li s-a alăturat și orașul Mioveni și s-a stabilit ca fiecare să fie gazda desfășurării acestui concurs prin rotație. Concursul se adresează elevilor din clasele 4-12 din județul Argeș, cu rezultate bune la Olimpiada de Matematică. Pentru clasa a patra, etapa de preselecție a fost organizată sâmbătă, gazdă fiind la Câmpul Lung școala gimnazială Nanu Mușcel. Subiectele de concurs au fost alcătuite de ISJ Argeș cu sprijinul profesorilor de matematică din județ, membri ai Consiliului Consultativ al Disciplinei. Observați că aici jos pe pagină scrie 1, da? Deci pe această pagină și pe verso veți lucra doar subiectul 1, da? Dacă mă uit mai departe, pe următoarea foaie care este singură, voi lucra subiectul numărul 3. Vedeți ce scrie jos? 3? Scrie jos 3, da? Deci pe această foaie voi lucra subiectul 3. Pe următoarea scrie numărul 4, deci pe ea voi lucra 4 pe față și pe verso, subiectul 4. Și pe ultima foaie care este lipită de prima, voi lucra subiectul 2, da? E foarte ușor că vedeți numărul scris jos. Liniați decât dacă vi se cere. Nu încercuiți decât dacă vi se cere, da? Nu faceți decât ceea ce vi se solicită acolo. Subiectele sigilate, plicul ștampilat, da? Două ore de lucru. Din momentul în care terminăm de completat acolo. Disponibilitatea elevilor argeșeni spre studiul matematicii a fost evidențiată prin organizarea acestui concurs cu circuit închis între orașele Pitești, Mioveni, Curtea de Argeș și Câmpul Lung pentru elevii dovediți capabili de performanță în domeniul matematicii. Sâmbătă 26 noiembrie s-a desfășurat la școala gimnazială Nanu Mușcel concursul județean de matematică Dan Barbilian, preselecție pentru clasa a patra. La nivelul județului Argeș s-au constituit 4 centre. Școala noastră este centrul numărul 2. S-au înscris elevi din Câmpul Lung, din școlile din Câmpul Lung și din comunele limitrofe. Este un concurs important de matematică, un concurs deosebit la care participă cei mai buni elevi. Sperăm să aibă rezultate deosebite și să ajungă la faza județeană. Numărul elevilor pe an de studiu calificați la etapa județeană este de 7 elevi pentru cele trei orașe, Câmpul Lung, Curtea de Argeș și Mioveni, și 14 elevi pentru Pitești. Anul acesta etapa județeană se va desfășura în luna decembrie la Pitești.